Ziua Europeană a Justiției a fost celebrată și la Tribunalul Gorj. Cu toate că este sărbătorită de 13 ani încoace, nu mulți gorjeni au trecut pragul instanței. Multe persoane prezente pe holurile sau scările tribunalului nu au știut care este semnificația acestei zile. Oamenii se aflau la instanță fiind citați în diverse procese. Consiliul Superior al Magistraturii, instanțele de judecată și parchetele din întreaga țară și-au deschis astăzi porțile de Ziua Europeană a Justiției în cadrul unor manifestări specifice prin care justiția să fie adusă mai aproape de cetățeni. Și la Tribunalul Gorșei, care au dorit să participe la eveniment, au avut ocazia să facă un tur al instituției, însă nu au fost solicitări. În mod special nu am avut nici anunțate vizite, nici solicitări deosebite, dar evident că cei care astăzi au avut treabă și s-au deplasat la sediul Tribunalului Gorj, au interacționat în măsura în care au fost interesați cu anumite activități punctuale pe care le-am organizat aici. Au fost puse la dispoziție documente, modele de cereri, ghiduri destinate justițiabililor, informații extra în plus, evident pentru cine este interesat și un tur al instanței cu acces la servicii care, în mod obișnuit, nu sunt deschise publicului. Din păcate, nu multe persoane au trecut pragul instanței de judecată special cu această ocazie, însă un pensionar din Negomir și-a rezervat câteva ore pentru a lua parte la eveniment. Vedem cum sărbătoresc dumneavoastră acest eveniment pe plan local aici. Puteți să faceți un tur al tribunalului. Ce? Ca orice instituție de justiție din țară. Sunteți în activitatea judecătorilor de la Tribunal? Bineînțeles. N-am avut ocazia să fiu în această situație, dar din cele auzite... Doar câțiva tineri au știut care este semnificația acestei zile, însă s-au aflat la tribunal cu alt scop. Este Ziua Europeană a Justiției. Am intrat, am venit cu un vecin că a avut ceva probleme și l-am însoțit. Nu ai venit special? Nu. Nu. Ziua Europeană a Justiției este sărbătorită începând cu anul 2003 la inițiativa comună a Consiliului Europei și a Comisiei Europene și este destinată cetățenilor, studenților și persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul justiției.